Bună dimineața tuturor! Toate deciziile pe care le iei astăzi trebuie analizate cu atenție. Berbec, ai tendința de a discuta în contradictoriu astăzi, indiferent cine sunt persoanele cu care interacționezi. Nu fii agresiv verbal și ascultă părerea celorlalți. Taur, nu te grăbi să iei decizii legate de carieră, încă nu ai toate datele necesare pentru a ști ce anume să schimbi la viața ta. De preferat este să-i asculți pe cei cu mai multă experiență. Gemeni, nu te simți în apele tale, probabil că este o zi în care preferi să-ți petreci timpul cu prietenii. Pot exista într-adevăr neînțelegeri cu familia. Rac, deși te simți în putere, încă nu este momentul potrivit să faci schimbări în viața ta. Ceea ce poți face este să pui pe hârtie ideile pe care le ai și să-ți alcătuiești o strategie. Leu, a gândi în mod constructiv este cel mai bun lucru pe care îl poți face o zi în care atenția ți este îndreptată din plin spre cei dragi. Oferă atenție familiei și te vei simți împlinit. Fecioară, este de preferat să nu încerci să modifici în vreun fel situația de la locul de muncă. Încearcă să te adaptezi din mers și să cauți soluții. Colegii sunt dispuși să te asculte. Balanță, este nevoie să descoperi noi moduri de a-ți rezolva problemele în cazul în care observi că soluțiile pe care le aveai nu dau rezultate, nu te enerva. În consecință, acceptă schimbările care nu pot fi controlate. Scorpion, ai cerut ajutor și astăzi beneficiezi de el. În viața ta apar oameni care sunt trimiși pentru a-ți lumina gândurile. Rezervă a doua parte a zilei pentru a-ți planifica concediul. Săgetător, se anunță agitație mare în viața ta socială. Toată lumea îți cere sfatul într-o problemă. Nu te încărca cu ceea ce auzi sau să aduci în casă problemele altora. Capricorn, chiar dacă ziua pare a începe cu stres la locul de muncă, păstrează-ți totuși optimismul. În a doua parte a zilei, lucrurile se rezolvă de la sine. Încearcă să nu faci promisiuni. Vărsător, nu este o zi favorabilă schimbărilor. Ceea ce poți face este să continui să fii optimist, ai răbdare și fii mai atent. Pești, este bine să insiști în atingerea unui scop. Ar fi bine să nu iei niciun fel de decizie astăzi în ceea ce privește viitorul tău. Preferabil este să aștepți până mâine. Atât pentru moment. Să aveți o dimineață frumoasă.